adevărat. Bună, bună. Te-ai venit iară cu fițuică. Ai venit iară cu notițe. Nu, cum, nu pot altfel. Îți ordonez gândurile. Să-l huiduiești pe Mocanu. Da. Da, îl urmărești? Îți place sau nu-ți place? Uite că e patriot adevărat, cum să nu-mi plac? Nu știu dacă voi, e gata. Eu sunt gata, fel meu. Da, voi bună ziua. Voi sunteți în Maia Sandu, de atâta astăzi, și nu astăzi ați vrea, adică noi totdeauna avem de spus multe, că trăim într-așa o țară unde e multe și noi unde se face multe lucruri, mai ales rele, unde răul e la putere, unde răul la televizor îl vedem pe țiri de acolo, îl vedem pe Dodon, înțelege, truna și așa mai departe. Deci aia, și eu vreau să-i spun părerea că măcar ceva să opunem răul ușului. Eu socot că cei ce vorbesc, eu vorbesc de bine. Eu am mai vorbit odată, am vorbit la Curaj TV și a fost pus parcă și pe YouTube Dodon și Chicu cu pufușor pe botișor. Acolo vorbesc mai multe, am opinia mea, dar este ceva și care nu este opinie, este cu adevărat despre furtul hotelului Chișinău. Unii Dodon și Chicu au luat parte activă acolo. Și de aceea aș spune că care mai citește ceva și care vrea să vadă ceva interesant și despre Dodon și Chicu, caute titlul ăsta, Dodon și Chicu, pușor pe botișor. Căutați pe Curaj TV, pe Facebook, până la urmă găsim. Și altul, mai, încă un discurs despre uzurparea puterii în stat. Și tot așa, e ascuns departe pe Curaj TV acolo, dar care vrea poate să o găsească, despre uzurparea puterii în stat. Acolo cineva cumva a blocat comentariile se vede că au fost tacite sau ce s-a întâmplat acolo, nu știu eu, că eu nu prea cunosc, dar eu socot că discursul meu a fost actual, mai ales atunci, asta a fost încă înainte de pandemie. Așa, care dorește, căutați și găsiți. Acum despre realitatea de astăzi, despre parlament și despre autodizolvare. Eu am avut mai multe, două discursuri am apărat sau cumva autodizolvare și am constatat că asta este posibil și ar trebui să fie, dar totuși, dacă după ce m-am documentat un pic, am mai citit hotărârile și alea curții constituționale și am găsit că eu totuși nu prea am avut dreptate, fiindcă cei deputații ce au sesizat și au vrut taman lucrul ăsta să facă cu autodizolvarea, dar data trecută eu cum am vorbit despre Michiduță, acum am constatat că Michiduță a trecut cu codița lui și prin lege, înțeles, și la Curtea Constituțională a fost Michiduță. Și de aceea nu se poate. Nu se poate. De aceea eu cer scuze la cei care au ascultat, la deputații cei care au făcut sesizarea și eu n-am fost la curent bine că îndemnam să facă lucrul ăsta, dar acum... Nu, dar în fond ai dreptate, majoritatea deputaților și-ar da demisia, ar fi autolichidarea Parlamentului, dar nu vor asta, e clar. Dar acolo este și cu votul mixt, că circumscripții trebuie din nou să aleagă pe cineva, dar este un lucru că eu socot așa că demisia deputaților, unu sau două sau zece, și cu autodizolvarea nu e lucru și așa. Nu e același lucru. Și eu socot că autodizolvarea s-ar putea de făcut. Dar mai este un moment care eu acum vreau să-l spun că totuși ar fi normal dacă un grup de deputați ar ridica întrebarea asta în Parlament, ar pune-o la vot, dar se spui dinainte că noi votăm 100%. Și cel puțin noi o să vedem cine nu votează. Că toți vorbesc că avem un Parlament care nu e reprezentativ. După Eminescu, asta spumă, acest gunoi, înțelegi, avem acum. Și ca, dacă noi avem demnitate, deputații din Parlament, ca să nu se vorbească lumea despre lucrul ăsta, toți 101%,
votează dizolvarea Parlamentului. Și eu nu, unul nu-i posibil, ușor ai plecat din țară. Nu cred că Curtea Constituțională sau cineva poate să opui sau să oprească așa ceva. Cel puțin încercați și să vedeți cine ridică mâna și cine vrea și cine nu vrea. Da, desigur că vorbesc, cum a spus Eminescu, despre acest gunoi. Eu am părerea mea și o spun că gunoiul cel mai mare este Sârbușorul cu comanda lui. Cel mai mare gunoi care este în Parlament, Sârbușorul și cu comanda lui. A doilea este Șorii și a treilea cei din o parte de la socialiști. Nu pot să spun că ei sunt mulți acolo, dar pe cei noi vedem, pe asta, Bolea, Novac, Țirdea cel mai principal pe acolo, ei sunt cei care fac chestia asta în țară, fac haosul ăsta în țară, spunând minciuni totuși, așa-i? Da, sigur că ar fi bine ca întâi să voteze un guvern care ar fi guvern, totuși ar fi ca el să aibă posibilitatea totuși să acționeze și după investirea guvernului să autodizolve. Președintele face decretul și ala și se poate ceva. Sigur că este greu, dar da. Încercăm și să gândim și să propunem ceva, cel puțin. Acum despre alte întrebări. Vizita în Franța, mai Sandu. Nașit porumbelul, nașit cu asta se ocupă, încă o dată. Cu asta, cu murdăria, cu pănegrirea, tot ce se încearcă de făcut bine aici. El mai spune că el a fost și el în Franța cu soția, dar nu te-a chemat nimeni, doamnă. Eu aici înțeleg că, și spune toată lumea că Macron a chemat președintele țării Moldovei. Dacă tu erai președinte și te chema pe tine, tu fugeai acolo nu știu cum, înțelegi? A douăza, nu știu, în țara aceea fugeai, că te cheamă Macron. Dar pe tine nu te-a chemat nimeni. Și de aceea nu ai dreptul ăsta moral să spui prostiile astea. Deci pe tine, ăsta, tu ai fost 4 ani, dintre care 3 precis, turist, care nu ai făcut la nimic. Moscova numai. Absurd. S-a auzit turism, la Moscova, unde mai fost? La Japonia, cu fată, familia, cu frate, cu copii. Și nu ți-e rușine ție acum, oameni buni, uitați-vă la nu știu, de căloșenia asta de om, înțeles, și face el și vorbește. La muntele Atos de câteva ori, acolo cu toate... Mai degrabă să întâlnească Plahotniuc, că nu prea cred că era tare Vladiu. Cu toți ortașii tăi, se asociază președinția ta aceștia 4 ani, mai ales cu tăierea porcului. Nu am văzut cum la Condrița acolo, porcul tăiat cu pătrățele acolo, cum se cânta acolo asta ea... Ipaha! Da, și cum... Jivi țare, nu știu cum... Bolea țara hrăni! Dar se vorbește acum despre Condrița, desigur că ar fi bine ca Condrița să fie un obiect cultural, să atrezăm turiștii să vie pe acolo, pe la Condrița, să avem ceva venit. Dar dumnealui cu porcul și dumnealor cu porcul la Nichifărciuc undeva iar acolo cu porcul. Oare și Maia Sandu așa ar să îmble cu tăierea porcului? Așit. Desigur că eu nu pot să-mi spun, desigur că îmi fac niște însemnări aici ca să vorbesc și să vorbesc. Da, Țirdea și Pascar iar atacă aceste femei care acum de rău de bine sunt în curtea sau Consiliul de Securitate sau alături de președinte. Eu socot că aceste femei sunt ca pâinea cea caldă, care mai ales ele și vorbesc frumos și sculte, mai vedem și pot face ele, dar mult poate nu pot face, dar cel puțin o să vorbească omenește și au să spui la tăți și ce-i bine și ce-i rău. Până acum n-am văzut. Noi n-am văzut și n-am auzit când ai fost porumbelul, când era președinte la
curtea, la Consiliul Securității să ne arete cum face el, cum conduce el această instituție, înțelegi? Nu am văzut, înțelegi, așa? Asta era secret. Așa, acum despre guvern. Așa, în rețelele de socializare am citit o leacă, am luat informații despre Ilie Rotaru. Rotaru îi spune, da? Avocatul de la București, plecat de aici, da? Da, da. Ilie Rotaru, da. Ilie Rotaru. El a vorbit totuși despre autodizolvare, tot era de părere așa cum și eu, înseamnă că a greșit și el, în principiu. A greșit și el, dar el a vorbit despre guvern. Despre guvern, că guvernul nu avea dreptul să arunce jucăriile și să fugă de acolo. Guvernul este responsabil și el trebuie să aștepte când să face alt guvern. Unul Chicu, desigur, poate că putea să ducă, dar ceilalți nu. Ei trebuie să scrie cerere și dacă președintele dă voie, da, dacă nu... Și au cam rămas, actualul premier interimar, au rămas, dar cei mai principali nu au rămas. Finanțelor acolo, cine mai este acolo, asta cu medicina, nu au rămas, vă patru s-au dus. Ceea ce nu este normal și eu socot așa, acum aș vrea să spun de ce nu e normal. Dar ca să ajung la ceea de ce nu e normal, sunt nevoit să spun câteva cuvinte despre mine, care nu-i mare lucru, dar n-am cum să ajung la ceea. Eu personal am lucrat în cel mai mare combinat metalurgic din țara sovietică, am învățat 2 ani în Institutul Metalurgic de la Magnitogorsk, m-am transferat în coace, am lucrat la uzine, am lucrat la proiectare, am făcut multe proiecte ca inginer electrician, am lucrat ca electrician, inginer șef și multe lucruri. Le spun de atâta că la 78 de ani am lucrat și paznic la școală. Fiind paznic la școală, eu am pus tot efortul ca să-i educ cumva. Aflarea mea acolo la ușa, la intrare, înțelegi, la școală, a servit și eu m-am stăruit să fac totul ca să-i educ copiii aceia. Dar când a venit vremea să mă eliberez, am scris cererea aceea, administrația spune că n-avem om. Am fost nevoit să aștept încă 3 luni, până când a să vie omul. Așa, un paznic de la școală așteaptă 3 luni. Dar ministrii de la guvern, care Șoitu spune că este și lege despre asta, și Gligor eu am auzit, că este și lege care nu permite ca deodată să zvârli țaschele și să fugi de acolo. Și este chiar și penal, spune ăsta, avocatul Rotaru, că este ăsta și penal ceva acolo. Nu care aude, aduceți informația la deputat și poate să vorbească public mai mult, că pe mine nu mă ascult, pe mine mă ascultă 80-100, dacă ascultă, nu știu zău. Depinde cum se pune. Da. Viorica Dumbrăveanu. Eu aș întreba pe Viorica Dumbrăveanu dacă are demnitate. Acest porumbel spunea că ia că îi dă o medalie sau un orden acolo. S-a dat pe urmă, deci s-a pe el s-a răzgândit și spune că ei încă nu-i chiar să mai crească o leacă acolo, să mai se hrizește omul. Eu personal spun că un om cu demnitate nu ar fi luat această medalie, acest orden. Înțelegi? I-a spus lui, tu ai poartă, te omenește. Și pe urmă, da, înțelegi, trebuie să te sfătui cu cineva, de la medicină și cineva, trebuie să înainteze lucrul ăsta, cui să-i dea și ce să-i facă. Înseamnă că vai de capul lor, și la unul, și la altul. Da, și apoi iar Dodon cu diaspora. Acum aud că Dodon vrea diaspora să facă o lege să nu participe diaspora la vot, înțelegi. Dar diaspora aduce miliarde de lei în bugetul statului aici, cu dânsul noi operăm, asta e una, dar doilea, care e obrazul tău? Ce fel de obraz ai, omule?
să spui aceste lucruri. Când voi, tu ai fost la guvernare 15 ani, nu știu câți, 20 deja, și i-ați fugărit din țară, când te uiți câteodată, când povestesc oamenii ăștia și au suferit, dar au lăsat câte 3 copii acasă și s-au dus acolo, om bun, când n-au și mânca. Și acum ei se vie aici iar așa, n-au unde lucra, înțelegi, acolo. Guvernul și parlamentul nu se ocupe cu prostiile astea și faceți voi acum, dar se ocupe fiecare ședință acolo. Și facem? Cum facem ca să primim aceste oameni? Poate să faceți întreprinderi de stat, care de rău de gine să aibă unde lucra. Poate să chemați investiții să aveți, dar să și o justiție care nu s-ar teme aceia să vină investitorii și aceia străini. Și altceva. Este de lucru mult, dar trebuie de avut obraz, dar la voi nici obraz nu este. Este, dar e gros. Acum vreau să repet un pic ceea ce am vorbit eu atunci când vă spun despre privatizări. Am spus atunci și vă spun acum. Iată aici în fața mea este un document cum s-a privatizat hotelul Moldova. S-a vândut cu 1.300.000.000. Cel care a cumpărat, el a cumpărat... 1.300.000. Da, 1.300.000, da. Acel care a cumpărat și Moldova și hotelul Chișinău 1 și așa, care n-aveau bani nici, erau țărani ca și noi, înțelegi, nu mai aveau. Dar au spus că ia că îi fac lucrul ăsta. L-au vândut cu 2 milioane. Acel care a cumpărat cu 2 milioane, peste 10 zile îl vinde cu 12 milioane. Dar cel care a cumpărat cu 20 milioane, peste 9 zile, îl vinde cu 14 milioane. Și iată așa privatizația, dacă ați luat toată Moldova, mii și mii de privatizări, ele toate au fost făcute în felul ăsta. De ce avem noi bogați și săraci, înțelegi? Că atunci nu ați făcut și vinovat, este porumbelul care a fost acolo cu chicul și sunt semnături acolo semnați și vedeți, înțelegi? Și documentul ăsta, încă o dată, am spus atunci, e semnat de Stoianoglu, care era adjunctul procurorului general și a dat informații cuiva mai sus, mai știu eu, la președinte sau nu știu cum, și executor este Pârlii, telefon 22-69-45. Și vă rog să deci procuratura știe că da, Chicuș da, cu Dodonu semnat așa documente și s-a trucat privatizarea hotelului. Sigur că da, sigur că da. Cam asta am vrut să spun. Amânare, imunitate, ar putea să-i deschidă dosar penal și unul e și altuia. Sigur că da, nu se vrea. Noi nu avem 100%, nu avem justiție. Acum mă uit tot în rețele de socializare, unul Contea de la Cahul spune că e judecător, spune că băi, dar noi nu putem, că așa de multe sunt dosare de astea și n-au clădiri nu au acolo, n-au loc de lucru. Dar și din așa, domnule, dar cum voi la Cahul acolo, de 50-60 de ori deja să mână dosarul lui ăsta, ia? Lușor. Eu am fost pe judecăți și știu, vă spun, ăsta, ia, judecătorul Clim, de la centru aici îmi pare că era, pe atunci veneam la ședințele astea de judecată să mână și el alături acolo încă unul care tot amâna și jucau în șah. Așa, sau încă o dată, dosarul ăsta la hotelul Chișinău trebuie rezolvat într-o lună, că se vede cine e hoțul și cine nu, s-a terminat 5 ani și tot la hoț l-au dat. Aici este două capete. Sigur că justiția și cel care se ocupă acolo este un lucru foarte, foarte, foarte responsabil, foarte, foarte, nu poate, trebuie să riști, trebuie să ai minte, să iei hotărârea și... Dar noi nu faceți oameni buni. Nici aici, nici procurorii, nici judecătorii, nu este. Ei trebuie schimbați, vine alt guvern, alt parlament, ceva acolo, trebuie de Consiliul Superior al Procurorilor, trebuie demis complet,
Consiliul Superior al Magistraturii demis complet, depus oameni care au ieșit de la studii de acolo și eu o să fac mai mult treabă decât aici de oameni buni. Că aici sunt toți cu pufușor pe butișor, așa cum domnul Șeticu. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Hai, care următor? Ajustiți-i eu, mafie! Da, 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 da,